Bună ziua! Bine ați venit la comentologie. Să-i dăm drumul. De multe ori m-am gândit cum ar fi fost dacă aș fi lucrat la departamentul de știri. Cum ar fi fost să am prestanță, verticalitate. Mi-ar fi plăcut să anunț că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Dar să nu apar tot eu. Ar fi fost frumos să abordez subiecte serioase, gen moțiunea, pandemia și guvernarea, și nu subiecte de tot râsul, gen moțiunea, pandemia și guvernarea. Ce frumos ar fi fost. E frumos să fi luat în serios. Uite de pildă precum cancerul sau COVID-ul. Nimeni nu poate face mișto de cancer și COVID fără să i se strângă măcar așa un pic inima. Sfârșești la final prin a lua foarte în serios subiectele. Dacă eram la știri, acum am fi vorbit de pensii de pildă. Și în mod automat, tonul ar fi devenit grav și cuvincios. La comentologie, dacă aduc în discuție subiectul pensii, nu poate fi decât despre refuzul lui Teodosie de a se pensiona și deci adio seriozitate. Adică, practic, este de tot râsul. Știți ce? Hai să ne prefacem că suntem la știri și să-i dăm drumul așa. Ups, Teodosie dă în judecată Universitatea Constanța. Deja o să vă amuze copios faptul că de fapt îl cheamă Macedon Petrescu. Deci, un alt escu cu pretenții. E plină lumea de ei și nu mai ies odată la pensie ca să mai și scape lumea de ei. Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului dă în judecată Universitatea Ovidius din Constanța a revoltat că nu i-a fost prelungit postul de titular din cadrul Facultății de Teologie după ce a împlinit 65 de ani. Reprezentanții universității spun însă că toți profesorii care au această vârstă sunt scoși la pensie. Conform legii Pământului, imediat cu mai 66 de ani, nu mai e voie să fie angajat la stat deranj mare pentru Dom Petrescu pentru că își pierde salariul și bonusurile și sporurile de șefie și de contările și foarte probabil sporurile de periculozitate. Și nu pentru că insistența cu care insistă să nu sfătuiască miile de enoriașe și credincioși să se vaccineze ar fi extrem de periculoasă, știți, pentru existența în sine, ci pentru că lucrează îndeaproape cu arză-l focul și ucigă toaca însuși diavolul mă gândesc că sporurile de periculozitate în cazul acesta pot fi totuși mai mari decât sporurile de praf și sporurile de lucru cu calculatorul. Sporuri care, apropo, există cu adevărat, care sunt date și primite acum și în vecii vecilor. Deci deranj mare. Deși nu este ca și când Dom Petrescu, a.k.a. o dosie nu ar mai putea să-și desfășoare activitatea și lucrarea arhiepiscopul va putea preda în continuare, numai că va fi plătit la oră. Nu ar fi pentru prima oară când un profesionist sau o profesionistă sunt plătiți la oră. O cunoștință de-a mea, Maria Magdalena, chiar a ajuns foarte cunoscută în acest fel. Deci, în cazul domnului Petrescu, nu se mai poate face nimic. Cartea de căpătâi în domeniu, monitorul oficial, adică este foarte clară. Odată tipărită, legea nu se mai întoarce de la impunere. Așa că, mai precizează Universitatea, în cazul arhiepiscopului Tomisului, va, vor fi aplicate legile bă, uzuale și este vorba de legea educației naționale și de codul muncii, Monica. Deci nu tu titular, nu tu decan și nu tu prin Consiliul de Administrație al Facultății, cum ar veni Sfânta Treimea Autorității Educaționale. Așadar, se pare că Ups Teodosie își pune mari speranțe în proces și în mersul la judecată cu Universitatea Ovidius. Pentru că dacă e să aștepte după judecata de apoi, s-ar putea ca în cazul acela chiar să se facă dreptate. Mm. Ce alte știri și ce alte evenimente au mai avut loc? Lore a ajuns la spital. Inițial sub forma unei postări pe Facebook, apoi sub formă de Insta și la final când în sfârșit cineva nu a mai suportat faptul că nu era suficientă agitație creată de jur împrejurul pseudo-evenimentului și sub formă de știre la jurnalul de știri. Desigur, pentru că suntem străinezi și așa se face în showbiz, și poza și anunțul după Facebook au fost în engleză. Poza a fost un selfie, desigur. O să refuz să citesc mesajul în original, în engleză, și îl voi interpreta direct în limba locală. Mă simt mai bine. Vă mulțumesc pentru toată grija și sprijinul acordat. Toată dragostea și recunoștința mea. Iar acum, imaginați-vă aceeași propoziție în limba engleză. Iar dacă puteți cu adevărat, faceți un exercițiu extins de imaginație și imaginați-vă cum ar fi sunat acest mesaj. Vă mulțumesc pentru grijă și suport, aveți toată recunoștința mea îndreptat către cei care chiar au ajutat-o de fapt, medicul și asistenta de pe salvare și nu fanii, care nu doar că nu au știut că lor a chemat salvarea până să le mulțumească ea pentru suport, dar mai aveau și alte lucruri mai importante de făcut de pildă să caute pe internet cum poți să fii cât mai convingătoare sau convingător când declar că operațiile estetice pe care le-ai făcut, de fapt nu le-ai făcut și doar mi se pare. Vă dați seama că ori de câte ori artista declară că nu are operații estetice, casele mortoare se îmbogățesc, pentru că la fiecare declarație a Loredanei, un chirurg estetic moare de râs. Desigur, când au apărut fotografiile și dată fiind situația, toată lumea s-a gândit imediat la COVID-19. Loredana Groza a infirmat zvonurile. E vorba doar despre surmenaj sau, cum ar spune americanii care folosesc limba engleză, burnout. La ceva vreme apoi, Loredana a revenit cu mulțumirile și cu explicațiile. Vă mulțumesc pentru mesaje și grijă. Perioada aceasta a fost una plină de concerte, evenimente, înregistrări, filmări. Fapt care mă bucură, însă și corpul mai cedează câteodată și ți atrage atenția care nevoie de o pauză. Din fericire sunt mult mai bine acum. Din păcate, Lore nu s-a putut abține să nu o dee pe engleză you know. Be safe, all my love to y'all. A mai adăugat ea. Y'all acesta este cam, cam intraductibil, dar ar putea să fie un ceva de genul toată dragostea mea la toți. Că tuturor sigur nu se traduce. Așadar, organismul și corpul artistei, spre deosebire de machiajul acesteia, trebuie să se refacă. Dacă e să te iei după pozele postate, ai zice că i s-a făcut rău printre pudre și fonduri de ten și și-a petrecut noaptea de recuperare într-un salon de înfrumusețare. Aceasta este fotografia postată ca dovada surmenajului. Ceva deosebit, dintr-un unghi care favorizează relaxarea, dar mai ales figurația. Să ne prefacem mai departe că suntem la știri. Iată altă minunată știre. În frumosul județ Suceava există frumoasa comună Coșna. Nu pot să confirm cu adevărat că este frumoasă, dar trebuie că este așa, pentru că altfel nu era atât de populară și atât de îndrăgită de tăietorii de lemne. 20 de tăietori în armați regulamentar conform descrierii jobului cu topoare și care cu ce are contondent și ușor de folosit pe post de armă albă au tăbărât literalmente peste trei activiști care luptă cu naivitate împotriva defrișărilor ilegale. Cum ziceam, în frumoasa Suceava. Și aștepta să aibă un dialog de cu oamenii ăștia, să-i întrebe, să vadă, să nu știu ce. Dar, dintr-o dată, am văzut 20 de oameni cu topoare și băte în mână, printre care se afla proprietarul și inginerul Silvic, și după aceea de acolo am mai luat încă 10 secunde până când am fost asaltați. Noi ne-am refugiat în Dacia Duster, dar n-a ținut Dusterul la 20 de oameni. Ar putea să pară că știrea este de fapt despre Dacia Duster și despre un test de anduranță. Despre cum Duster-ul este o mașină care rezistă oricăror încercări și teste. Poate așteptați niște imagini frumoase cu Duster-ul, primându se pe frumoasele drumuri, prin frumoasa patrie, în frumoasa Suceava. Este într-adevăr despre încercări și teste, dar imaginile nu sunt tocmai frumoase. Suntem alături de uh, Tiberiu, suntem alături de Tiberiu, cu sufletul, suntem alături de el. Și vom fi alături de el, dar îl avem alături de noi din salvare. Bună seara, Tiberiu, mă auzi? Bună seara, a avut destul de greu. Vă văd cu ochi, mm. sunt rogi. Dar sunt viu și cu siguranță România arată mai rău decât mine. Deci, trei oameni făceau o investigație absolut legală. Alți 20 au stabilit că așa ceva nu se poate să existe și deci s-au opus din toate puterile. Au distrus filmările, au distrus echipamentele de filmare, au distrus dusterul și pentru că încă nu obosiseră și mai aveau oarece puteri, au distrus arcade, maxilare, brațul uneia dintre jurnaliști și în general sănătatea celor trei. Atacul a fost foarte sever, două dintre victime pierzându-și cunoștința în drum către spitalul municipal din Vatra Dornei. Acum două săptămâni în urmă, înainte de atacul asupra celor trei, Garda Forestieră Suceava anunța că totul este minunat în județ. Deodată, însă, aceeași gardă anunță că există nereguli în zonă. Zău, ce oare a dat de gol situația? După mii și mii de metri cub de lemn tăiat, după ce a început să se împuțineze aerul, după ce nu-și mai auzeau oamenii gândurile de zgomotul camionilor care cărau lemn, după ce s-au împuținat pădurile în așa hal animalele păduri au fost văzute cumpărându-și hrană de la hipermarket și după ce trei oameni au fost practic călcați în picioare, Garda forestieră Suceava a anunțat, în sfârșit, că există nereguli în județ. Mai trist decât atât ar fi fost să anunțe că s-ar putea să anunțe că ar putea să existe oarece nereguli. Și, de fapt, cel mult una. Iar și aceea nu este neapărat o neregulă, cât mai mult o încurcătură. Înainte de aceste violențe de nedescris despre care ne vorbiți, atacatorii da. v-au spus ceva în momentul Nimic. în care s-au da. îndreptat spre dumneavoastră? Da, vă omor. Vă omor, vă omorâm. Nu știu că a fost vă omor la plural sau la singular. Fără să vă omor. Atâta, vă omor și au venit pe mașină. Deci asta a fost singura somație. În astfel de cazuri, singularul și pluralul sunt irelevante. Aproape la fel de irelevante precum ar fi fost dacă lamele topoarelor folosite la omor erau sau nu ruginite. Iar acum, în spiritul emisiunilor de știri, ultima știre este despre ceva mai light, mai ușor, mai fără violență. În București a avut loc o nouă ediție a festivalului de teatru Undercloud. Printre piesele prezentate a fost și Freak Show. Este o piesă scrisă și interpretată de însăși autorul Florin Piersic Junior. Toate cele 13 roluri câte are piesa. O <laughs> trecere brutală, așa e gândit, ca să... Că nu trebuie să apară două personaje care sunt apropiate ca temperament, ca film, pentru că ele sunt foarte opuse, știi, foarte diferite și atunci pe asta mizez. Așadar, 13 roluri pentru un singur actor. Dacă m m-a interpreta și rolul cuiva cât de cât coerent în fața camerelor de luat vederi și rolul cuiva care încă mai crede că Florin Piersic Junior este relevant ca scenarist și dramaturg, ar fi fost o piesă absolut minunată. Constanța este un oraș vibrant despre care unii spun că este hrănit pe bază de nu. Nu suntem de acord în totalitate cu cei care afirmă că nu există nicio rută a investițiilor pe aici și nici nu se înghesuie lumea bună să locuiască la mare, pentru că orașul ăsta nu este asemenea unui burete care se îmbibă cu fonduri europene. Și că de fapt este un oraș depresiv când nu este vară, în care nu se întâmplă nimic senzațional. În care se petrec cel mult asfaltări și sensuri unice. Constanța nu se comportă ca un cetățean fricos care evită cărțile de 500 de pagini și frazele lungi. Este foarte adevărat că mai sunt unii care monumentalizează mandatele lungi sau posturile fără desfârșit și ne referim aici chiar și la cele de rugăciune și smerenie. Pentru că Îps Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, nu vrea să se pensioneze de la Catedra Facultății de Teologie. Pentru că nu i-a fost prelungit postul de titular după 65 de ani. De asemenea, în altul prelat, nu va mai putea deține nicio funcție în universitate și nici nu va mai putea face din Consiliul Facultății de Teologie. Nu e chiar marea schizbă din 1054, dar nici Constanța nu e noua romă, mai ales că Biserica Ortodoxă Română nu prea a fost de acord ca Ipseodosie să fie mitropolit al Tomisului. Mult prea fericitul Daniel spunea atunci că ridicarea episcopiei Tomisului la rang de mitropolie nu constituie o necesitate misionară, ci mai degrabă e o ambiție personală a lui Teodosie puține fețe bisericești au reușit în timp să atragă atenția așa cum o face aproape constant ups Teodosie. Și ne referim aici inclusiv la indisciplina și răzvrătirea din timpul pandemiei despre care nu mai are sens să vorbim. Acum, brusc, toată lumea aude de constanță, Pentru că Teodosie nu vrea să se pensioneze. Deși nu avem pretenția că ne pricepem precum Sfinția sa la cele duhovnicești, se pare că putem invoca o lipsă de tact pastoral, fapt care exprimă un duh de indisciplină și de ușoară răzvrătire. Din punct de vedere al reprezentațiilor de seamă, Constanța cam intrat în ultima perioadă într-un cont de umbră și se pare că nu se bucură de o paradă fără oprirea progresului. De pildă, Hagi e foarte supărat după meciul cu Șepși din cauza acelui penalti care a eliminat farul din cupă, Simona s-a măritat, iar ups o dosie dă în judecată Universitatea Ovidus. Practic, ce se întâmplă e ca o rază de soare amestecată cu un uragan. Pe Hagi l-am văzut târziu noapte la TV, după meci foarte nervos. Că era în stare să se bată și cu cerul, dacă îi se părea prea albastru. Simona, care îi dorim casă de piatră, s-a apropiat, cum era și firesc, de momentul zero cuvinte în plus, după care a apărut Ups Teodosie. Ca o tornadă într-o parcare de rulote. Vreau în continuare la Catedra de Teologie de la Universitatea Ovidius, deși acest lucru nu mai este posibil. Prin urmare, cine nu înțelege ce vrea peste o dosie, înseamnă că nu înțelege Constanța, iar cine nu înțelege niciuna, nici alta, nici nu cred că mai e cazul să comentez, nu? Acum ne vom lăsa cuprinși de nostalgia unor personaje politice din trecut, de care puțin trebuie să recunoaștem, camera dor. Pentru că din clocotul acestui roman politic fără de sfârșit ce se scrie zilele acestea, se ridică la un moment dat acest om. Dar ce spun eu om? Politician? Calm ca un lujer ocolit de vânt și spune Mă consider un prieten de-al lui Liviu Dragnea, dar rămân atașat de PSD. Și după cum putem vedea, ritualul izbăvirii în politica din România a început cu un refuz elegant. Președintele filialei PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat că se consideră un prieten al lui Liviu Dragnea, dar că nu l-ar urma pe acesta în cazul în care fostul lider social-democrat ar înființa sau ar susține o nouă formațiune politică. Eu sunt un om cu convingeri de stânga, sunt atașat de Partidul Social Democrat. Care este soarta PSD din punct de vedere politic, aceeași va fi și soarta mea din punct de vedere politic, a declarat Buzatu emoționant. Câtă dăruire și recunoștință. Fostul președinte al PSD Liviu Dragnea a anunțat recent că va sprijini cu toată experiența partidul nou înființat Alianța pentru Patrie, care are ca obiectiv bunăstarea românilor și este animat de un patriotism economic. Probabil că așa arată o colivă care se tot străduiește să fie tort. Cam în acest registru ne situăm România are cam tot ce trebuie mai puțin un partid nou condus de Liviu Dragnea. Inadecvarea lucrează fără pauză de masă și fără concediu în România. Este, dacă vreți, încă o dovadă că trăim într-o minciună politică neîntreruptă, dar participăm supuși la absurditatea umflăriei continue. Și nu credem că este o exagerare dacă spunem că toate acestea ne-au condus spre cine și unde suntem astăzi. Oricât de patrioți ar declara ei că sunt, Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că țara asta nu arată deloc bine și că deținem o glorioasă experiență seculară a complicității. Domnul Buzatu îi spune prin intermediul presei domnului Dragnea că este prieten, dar că rămâne totuși atașat de PSD. Seamănă cu o formulă de reașezare a principiilor politice din România, în care nu mai crede nimeni. Parcă brusc nimeni nu mai asociază politica cu amestecul de incompetență, sfidare și dispreț pentru consecințe, care să fim sinceri, până acum a fost cel mai bun postament pentru eșec. Subit cineva de la PSD nu mai vrea să fie în aceeași barcă cu un fost lider PSD. <sus> nu se poate. Cel mai probabil, domnul Buzatu își dă seama acum mai mult ca niciodată că domnul Dragnea nu este decât un pescar versat care schimbă zilnic momelile și aruncă permanent undița în râul electoratului. De unde poate scoate un somn uriaș care nu poate fi decât al națiunii. Ar fi interesant de făcut acum un sondaj de opinie despre politica din România și personajele din ea. Deși nu e greu de intuit cam care ar fi rezultatele, pentru că politica arată actualmente între prost și dezolant. Curare, nesemnificative și hilare excepții. Ca de pildă, <laughs> înființarea unui nou partid cu Liviu Dragnea în frunte și Codrin Ștefănescu un plan secund. Și de data aceasta vorbim din nou despre oameni inflamați până la obsesie de ideea ieșirii din rând, pentru că tentația supremației este greu de controlat. În fața acestor goange, ori fixații, întrebările despre corectitudine sau moralitate parcă își pierd definitiv relevanța. Sperăm să prindem ziua aceea în care să vorbim în România despre politică ca despre o paradă fără oprirea progresului. Până atunci însă, la noi se verifică teoria potrivit căreia un politician este o glumă proastă, doi politicieni o nenorocire. Iar de la trei în sus, ori o piesă scrisă și interpretată de Florin Piersic Junior, ori o catastrofă. Iar când această catastrofă capătă dimensiuni naționale, avem de-a face cu un partid. La congresul PNL de săptămâna trecută, știți, acela cu 5.000 de oameni adunați la Romexpo, o singură figură a ieșit în evidență. Nu figura lui Câțu sau figura lui Orban, care erau principali actori și principali figuranți, ci figura președintelui Republicii. Și a putut să iasă în evidență pentru că a fost singura față neacoperită de masca aproape obligatorie. Curaj prezidențial. Oricum, instituțiile statului nu au stat degeaba și au luat o decizie înspăimântătoare. Au amendat PNL cu 10.000 de lei, ceea ce înseamnă un efort financiar de 2 lei pentru fiecare participant. Bine le-a făcut. Să vadă și ei că statul român nu doarme. Cu ce am rămas după acest congres? Cu vorbele uriașe ale președintelui. Dați-mi voi însă să mai spun ceva despre vaccinare. La noi sunt foarte mulți români care s-au vaccinat. Astăzi am cerut date și am văzut că s-au distribuit sau au fost date peste 10 milioane de doze de vaccin sunt aproape 5 milioane jumătate de români care sunt vaccinați cu schema completă. E păcat că sunt așa puțini. La noi, mulți români s-au vaccinat, e păcat că sunt atât de puțini. Am înțeles că Gica Hagi ar fi încercat să explice ce a vrut să spună președintele, dar a renunțat pentru că îl bușea râsul. Să revenim la politicieni curajoși. Și premierul Câțu a devenit curajos atunci când a fugit de la propria conferință de presă. Îmi aduce aminte de Iordache, cel cu altă întrebare, cum venea el cu pieptul dezgolit în fața presei și începea să-i persifleze pe jurnaliști cu persiflatorul la mare și rusesc. Acum Cățu, după câteva întrebări despre noua majoritate parlamentară și despre noua construcție politică pe care nu o vede nimeni, a cedat psihic și a făcut stânga în împrejur, lăsându-i pe jurnaliști să pună întrebări între ei. Proaspătul lider ales al PNL a refuzat să răspundă altor întrebări, afirmând de fiecare dată că decizia PNL este aceea de a rămâne deschis colaborării cu SR Plus până în momentul în care această formațiune va vota o moțiune de cezură împotriva executivului. Adică eu am ceva să vă spun și asta vă spun indiferent de întrebările pe care le puneți voi jurnaliști. Mai frumos este că reprezentanții guvernului, în loc să fi lăsat întâmplarea așa cum a căzut, au cam încercat să dreagă busuiocul cu explicații în presă. Facem precizarea că premierul Florin Câțu a întrerupt declarația de presă considerând că afirmațiile sale nu mai sunt de interes pentru jurnaliști. Premierul nu a fost deranjat de atitudinea reporterilor și nu a fugit de întrebările acestora. Așa e, nu a fugit. A mers săltat. Un alt sandocan al politicii românești din prezent, secretarul de stat numit pe viață Raed Arafat, a făcut și el aproape același lucru. A părăsit, după doar câteva minute, ședința în Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților. Deranjat de insistența cu care parlamentarii tot puneau întrebări despre pandemie, Arafat a părăsit brusc încăperea. Pentru că de aia se constituie comisii parlamentare. Ca să poată să-i pune întrebări, tu să refuzi să răspunzi și să pleci când vrei. E o tehnică învățată pe maidanele siriene, dar care se aplică mănușă și pe maidanele politice românești. Se cheamă Îmi iau jucările și plec. În timpul ședinței, deputatul PSD Daniel Ghiță a început să-i pună șefului DSU diverse întrebări legate de gestionarea pandemiei, despre paturile atei din spitale, despre estimările privind infectările cu coronavirus și detalii despre identitatea celor care fac parte din grupul de comunicare strategică precum un student venit la facultate mai mult pentru frumusețile orașului. Nici Raed Afat, nu a picat pe subiect, nu a știut răspunsurile și a hotărât să vină în sesiunea următoare. Sincer, să lași pe Daniel Ghiță, fost luptător K1 cu ochii în soare, nu e ușor lucru. Deși mai atroce decât loviturile încasate de la el, este dialogul cu acesta. Să-l auzi pe Ghiță vorbind este ca și cum limba din gură i-ar fi decis pentru câțiva ani să ia o pauză de la pronunție și de la vorbire articulată în cuvinte. Și împreună cu centrii vorbirii din creier au hotărât să-i facă o glumă proastă și să-i pună în gură în loc de limbă o mascotă din cele acționate de aer. Sper din tot sufletul că Daniel Ghiță nu e în spatele meu. Iar cu aceasta, cred că putem să ne închem liniștiți la comentologie. Ne vedem săptămâna viitoare.